Redacția TV Buzău a fost sesizată în această dimineață de izbucnirea unui conflict în localitatea Mărăcineni. Un candidat pentru funcția de consilier local din partea PSRO susține că a fost lovit cu pumnii de către paznicul primăriei din comună. Bărbatul a mers la sediul instituției pentru a ridica niște documente, iar apoi a angajat o discuție cu paznicul instituției, cu care mai avusese contre verbale în trecut. Dialogul de azi a degenerat, iar paznicul i-a aplicat o corecție consăteanului său. Am avut o altercație cu Melita. Păi l-a spus, spune, dați. De ce? Dar de la ce a pornit altercația? Noi am jucat și fotbal împreună și nu mai candidează pe lista lor și asta e. Am primit telefon de la băiatul care este candidat, că l-am omorât în fața primăriei cu un sfert de ori, 20 de minute. Cine l-a lovit? Unul din paznici de la primărie. Pe motiv de ce? Simplu motiv că e o ceartă mai veche și că e candidat și că este în altă tabără și nu în tabăra lor. Candidatul PSRO la primăria Mărăcineni susține că cearta a izbucnit din pricina faptului că al său coleg de partid nu susține actuala administrație locală. De cealaltă parte, primarul din Mărăcineni susține că n-are nicio implicare și că zâzania dintre cei doi protagoniști de astăzi este mai veche. Știu că este o divergență între un partid politic și celălalt este o persoană fizică, deci nu-l susține, nu știu care-i treaba, s-au certat pe tema aceasta, altceva nu știu mai mult. S-au și lovit, s-au și îmbrâncit. Și-au dat câțiva puni, da, da. Așa am înțeles, nu știu, n-am văzut, n-am fost de față. E un conflict politic, crede? Nu e un conflict al lor mai vechi. În urma altercației au fost depuse plângeri atât la poliție cât și la biroul electoral.